Un important grup din China deschide o fabrică de frigidere în comuna prahoveană Aricești-Rahtivani. Sătenii însă nu se pot bucura pe deplin pentru că frica de coronavirus domină întreaga comună. Primarul este optimist. Fabrica de frigidere, care ar urma să ocupe 10 hectare, va face parte din parcul industrial al comunei. Fabrica din comuna prahoveană este făcută de un grup din China cu afaceri anuale de 10 de miliarde de euro. Investiția este de peste 50 de milioane de euro, din care aproape jumătate este ajutor de stat.